Optimiști, tinerii care și-au încercat pentru a doua oară norocul la examenul de bacalaureat au spus că subiectele au fost destul de accesibile și că sunt încrezători că vor promova până la urmă examenul maturității. Relativ ușor. Acum depinde. Am stat și m-am și pregătit vara asta. Și acum să vedem rezultatele. La biologie sau? La biologie am dat. Vegetală și animală. Și cât crezi că e? Nu știu să dau așa o notă, dar sper să iau. Vreau să urmez aici post-liceala. Și în timp ce fac post-liceala o să învăț să iau bacul în caz că nu-l iau. Am scris primele două subiecte și puțin din al treilea, nu am făcut tot. Te aștept să-l iei? Și cu genot? Da, cu un 6 și ceva. Mi-a picat pe subiect. Da, mă, e 10. Cât ai scris? 3 pagini. Greu? Nu, pentru cine a învățat n-a fost greu. Ai învățat? Da, nu l-am luat în vară. Am făcut meditații până acum. Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, din totalul celor înscriși la sesiunea a doua, aproximativ 42.000 de elevi sunt din promoția 2013-2014, iar aproape 21.000 de absolvenți aparțin promoțiilor anterioare. Notele vor fi afișate pe 1 septembrie și, în aceea zi, vor putea fi depuse contestațiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice 3 zile mai târziu.